Cum v-ați pregătit pentru aceste alegeri, domnule președinte? Da, e un eveniment important, important în viața fiecărui președinte, important în viața fiecărui membru de partid. Sunt importanța o dă și raritatea acestor evenimente, întrucât statutul prevede ca alegerile să se desfășoare din 4 în 4 ani. Sigur, la Maramureș și la Sighet a fost o situație excepțională. Noi suntem pe al 5-lea an de mandat în biroul local, e al 5-lea an pe care îl am eu în calitate de președinte. Situația am pregătit-o ca și parte organizatorică, exact cum spune un statut al oricărui partid, respectând tocmai prevederile în vigoare. O așteptăm cu mare emoție, pentru că sunt momente în care, iată, după alegerile locale din 2008, unde într-adevăr a existat emulația membrilor PNL, să apară perioade în viața oricărui partid politic când frecvența membrilor în sediile de partid e una mai mică. Emoția e dată de întâlnirea cu membrii PNL, a momentului în sine și, până la urmă, de ce nu chiar și a candidaturii, pentru că avem de ales un nou birou care va conduce PNL Sighetul Marmației pentru alegerile din 2012 la primăria Sighetul Marmației și la Parlament, respectiv Camera Deputaților și Senat. Domnule secretar Vasile Mic, din punct de vedere organizatoric, dumneavoastră sunteți, să spun așa, omul de bază al partidului. De obicei, secretarul e cel care pune, știu eu, la punct anumite lucruri. Cum stați cu membrii? Câți membri așteptați în sală? Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe acest domeniu? În PNL Sighet. În 2005, în baza de date a partidului, existau 374 de membri. În momentul de față sunt peste 600. Avem o creștere de mai bine de 60%. Avem din ce în ce mai mulți oameni care doresc să se implice în viața politică a urbei și care doresc să contribuie la creșterea partidului și, de ce nu, la rezolvarea problemelor comunității din care facem cu toții parte. Da, după momentul în care domnul președinte Almaș s-a retras, a existat o perioadă de interimat de un an care a fost, sau biroul a fost condus de Ioan Tivadar. În 2005 au fost alegerile când colegii mei m-au ales președinte al Partidului Național Liberal. Sigur, lucrurile pleacă și acum, dacă rememorez anul 2005, mi-aduc aminte cu mare plăcere. A fost o infuzie, practic, de oameni tineri la nivelul conducerii partidului. O infuzie nu cum se face în alte partide, până la urmă, prin bătălii interne și știu eu ce fel de jocuri pe care mai nou sunt foarte la modă și le putem vedea pe toate posturile TV, ci printr-o susținere reală. Și aici îl am pe domnul Almaș, care avea un cuvânt mare în partid la ora aceea și care ne-a susținut, sau a susținut echipa tânără, care astăzi, sau mâine, mai bine spus, depune mandatul. Eu cred că n-am înșelat încrederea seniorilor de atunci, pentru că totuși eram copii, aveam 27 de ani, am ajuns să conduc un birou în care media de vârstă a fost undeva la 30 de ani, dar aveam și membri în birou care erau mai în vârstă decât tatăl meu, spre exemplu. Am avut emoții atunci, dacă voi reuși să mă impun în timp, a te impune nu luând-o într-un alt sens decât în cel al direcției în care vrei să duci partidul, a unui proiect pe care ți l-ai asumat în momentul în care ți-ai depus candidatura și a unei reconstrucții. Practic fiecare etapă a unui birou politic, a unei organizații cu o nouă alegere, o nouă echipă care va conduce partidul, până nu de mult a fost o reconstrucție pe fiecare palier. Astăzi ne dorim o continuitate a ceea ce am început. Consider că rezultatele pe care le-am făcut, am dublat numărul de consilieri în cadrul Consiliului Local, de la 2 avem 4 consilieri astăzi, avem funcția de viceprimar pe care sper că o reprezint cu onestitate și cu tot ceea ce pot în a dărui și partidului și acestui oraș. Și lucrurile merg în această direcție, sigur, cu un punct terminus sau cu o încercare grea pentru anul 2012.
2012 înseamnă pentru noi, cei care mâine ne vom înscrie în campania electorală internă, un punct foarte important, dat fiind și de alegerile locale, și consider că e o etapă care se va încheia acolo. Acesta e targetul pe care ni-l asumăm toți, câștigarea alegerilor locale în Sighetul Marmației, mai mult câștigarea alegerilor parlamentare. Avem colegiul Sighetul Marmației la Camera Deputaților, care astăzi e ocupat de deputatul DMR Ștefan Bereș. Avem colegiul senatorial, care e unde e ales domnul senator Bârlea, dar e de precizat că pe o majoritate de primari PNL. În colegiul senatorial sunt foarte mulți primari PNL, ori am certitudinea că în anul 2012 acest colegiu nu se va pierde, ci va trebui câștigat de liberali. Mai mult, sigur, mâine și emoțiile, într-adevăr, le-am avut începând de astăzi când ne făceam mapa de ședință, când făceam ordine de zi. E frumos să rememorez un moment de acum 5 ani de zile în care ți s-a acordat încredere și am emoții în privința raportului de activitate pe care am să-l fac. E schițat deja, e schițat un raport al biroului local, însă sigur voi prezenta și raportul meu personal, pentru că e o dare de seamă. E o dare de seamă în fața celor care au avut încredere în tine, te-au girat și te-au ajutat de fiecare dată.